Aleluia, Jesus, te-ai
dirijat de domnișoara profesoară Ruth Daniela Tivi. Îmi face mare plăcere și personal eu am o mare emoție de câte ori vin cu ei aici, pentru că nu venim numai să vă cântăm, să vă cântăm. Venim și cu sufletul deschis și cu toată dragostea de care suntem capabili să o transmitem semenilor noștri care sunteți dumneavoastră consecrenilor. Am venit și din alt motiv pentru a cinsti pe Părintele Benone, care este primul an în parohia noastră. Și vreau să vă spun o mică relatare legată de Părintele Benone, care întâmplător s-a desfășurat aseară. Am fost la catedrală, unde s-a ținut un concert de colinde, în care au participat și elevii de la liceul nostru. Și așa cum obișnuiește în altea Sfântitul Andrei, ne-a invitat și ne-a cinstit cu un pahar de vin cao. Și stând acolo de vorbă cu în altea Sfântia sa, i-a spus, în altea Sfântită, mâine o să mergem la biserica din Galda cu corul liceului. Da? Foarte bine să mergeți, că acolo este un preot tânăr și care are o voce foarte bună. Aveți grijă cum cântați. Noi știam de asta. Iată că se pare că nu-i jucător. Cântăm și astăzi cu o emoție în plus și pentru că avem o părinte care apreciază și nu mă apreciază și cunoaște muzica de calitate. Și dumneavoastră sper să ne regretați cu aceeași plăcere și vă mulțumim după atât că sunteți prezenți și aveți răbdare. Vă dorim sărbători fericite și sper că vă aducem un pic de căldură, de dragoste, în teama sărbătorilor Bătătului. Mulțumim în mod special domnului directorul de Agrigor, director al Liceului de Muzică și fiul al acestei parohii. Emoția cred că este și pentru acest lucru, pentru că ne bucurăm iată împreună în Galda de Jos de un colind frumos de calitate. Acum nu știu cine este ochiul critic și cine este urechea critică, dar cred că astăzi elevii de la Liceul de Muzică au venit să ne dea un model și să ne dea o măsură a adevăratei valori a profesionalismului în ceea ce privește muzica. Noi le mulțumim mult pentru frumoasele colinde și cu toate că bisericile noastre nu se obișnuiește să aplaudăm, eu m-aș bucura ca să aplaudăm mai acum pentru un vis. Adică să mai ascultăm încă o colindă, dacă se poate. Și domnul dirijoare, și tuturor, vă mulțumim și vă urăm